Fosta șefa secției de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean, Liliana Puiu Crăciun, este primul medic din județul Gorj condamnat pentru ucidere din culpă și primul căruia îi se ridică dreptul de a profesa. În 2008, Lorena Buicu, atunci în vârstă de 24 de ani, s-a prezentat la cabinetul particular al doctoriței pentru tratarea unor afecțiuni. Acolo nu numai că nu s-a făcut bine, dar s-a și ales cu o infecție care în final i-a adus moartea. Au trecut de atunci 6 ani, însă durerea familiei tinerei a devenit și mai apăsătoare. Sentința este considerată una nemulțumitoare atât pentru medic cât și pentru mama tinerei moarte. Nu sunt de acord. În primul rând că în actele medicale ale pacientei la Târgu Mureș au fost efectuate foarte multe modificări de către doctorii de acolo, falsuri grosolane care sunt până una alta acceptate de Colegiul Medicilor de la București și protejate de legea noastră. Astea sunt legile din România, ce să facem, dar cel puțin... Dar sper să nu-i dea nici ani ceilalți să mai lucreze. E prea puțin. Inițial, Colegiul Medicilor Gorj ceruse instanței suspendarea dreptului de a profesa pentru o lună, dar Colegiul Medicilor București a considerat sancțiunea prea mică. Doamna doctor a făcut contestație la București pentru această decizie a Colegiului. Colegiul Național de la București i-a dat un an. Și doamna doctor, în urma acestei decizii, a făcut justiție... Contestație și s-a suspendat decizia Colegiului de la București până nu se judecă în justiție. În momentul de față este hotărâre definitivă, se va pune în aplicație fără niciun fel de problemă. Conducerea Spitalului Județean așteaptă acum comunicarea sentinței, după care contractul de muncă al medicului va fi reziliat. În momentul în care Spitalul Județean de Urgență va intra în posesia hotărârii instanței de judecată, hotărârii definitive, cu siguranță o va pune în aplicare, dar până în acest moment nu am primit această hotărâre. Între timp, situația este critică la secția de primiri urgențe a Spitalului Județean. E lipsă acută de medici.